Gazele au deschis scorul minutul 31, grație unei reușite a lui Cătălin Hlistei, care a profitat de o ieșire total neinspirată a portarului buzoian. Băgați în ședință de Adrian Mihalcea, oaspeții au ieșit cu altă față de la cabine și au egalat la prima acțiune de poartă. Victor Angelov a profitat de greșeala compatriotului Risto Iancov, prins la 20 de metri de propria poartă și l-a lobat elegant. În urma acestui rezultat, formația pregătită de Leo Grozavo a urcat pe primul loc în clasament. De cealaltă parte, Gloria Buzău este pe poziția a patra cu 33 de puncte. Runda următoare, Gloria Buzău va primi vizita celor de la Unirea Dej pe 8 aprilie.